A jurat cu mâna pe Constituție să apere democrația, suveranitatea și independența țării, însă a călcat în picioare toate jurămintele, iar în loc să o păzească, a vândut această bucată de pământ fără nicio remușcare. A vândut-o deschis, după ce a dat mâna cu cei care ne-au batjocorit de secole. Fugărit din Moldova acum 16 ani, Dimitri Cozac s-a întors acum cu planul său de federalizare, călare pe sluga sa Igor Dodon. Jur să respect Constituția, independența, unitatea și integritatea teritorială a Moldovei. Independența, unitatea și integritatea teritorială a Moldovei. Dar noi cu Cozac am mai stat și alt formulare, cu excepția la un singur punct care e federalizare. Să fie în acord public. Totalitatea, suveranitatea țării nu sunt și nu pot fi subiecte de discuții. Totalitatea, suveranitatea țării nu sunt și nu pot fi subiecte de discuții. И вот формулировка. Вот Козак мне диктовал, когда я сказал, что можем федерализацию писать. Вы актина в номере попорлы. Вы лупта алету де попор. Пируш. Харизгатас, вы примерно на это орла. Будешь складывать проблемы. Будет нам фаться не взялся. Под моей личной гарантией. Publica.md a prezentat în ultimele zile filmul trădării lui Dodon. Probele incontestabile arată fața adevărată a lui Dodon, cea de agent al intereselor rusești și planurile ascunse ale Moscovei, care și-a dat rama pe față în clipa în care a propus planul Cozac 2, care prevede federalizarea Republicii Moldova. În primul film publicat pe publica.md, șeful informal al PSRM, Igor Dodon, a cerut, la insistența Moscovei, ca liderul PDM, Vlad Plahotniuc, să accepte federalizarea Moldovei. Dodon a venit cu aceste solicitări la sediul democraților în data de 7 iunie. Din proba video prezentată de publica.md, se vede că discuțiile au avut loc la ora 12 și 18 minute. De fiecare dată când Igor Dodon prezenta o cerință față de PDM, acesta explica că așa vrea Dimitri Cozac. Noi trebuie la ora jumătate două să semnăm un acord cu dumneavoastră. Să fie și semnat asta. Acum vorbim că calendar. Da, ok. Nu. Deci nu condiții. Asta e calendar 4. Trebuie să semnăm un acord cu dumneavoastră. Eu și cu dumneavoastră. Care să fie la ambasador. La ambasadorul Federației Rusiei. Ok. La ambasador. Care să fie în prezență, în prezența lui, semnale la mine. La pșinței, că aici la mușcă okay. Mea, okay. Să-l chemăm cu aici, dar înainte e Consiliul Republic. Așa. Ideal că... Asta-s condițiile lor. Da. Ok. Adică, semnarea unui acord. Da. Semnarea unui acord. Aici am văzut noi, sau uitați-l. Acordul e. Trebuie, iasă. Semnarea unui acord, ce am văzut noi. În prezența lui, deci se va dea că nu... Da, ok. Semnarea unui acord în prezența ambasadorului. Asta e eu și dumneavoastră. Clar. Bun, cam desură, pentru că președinte, PSRM, cam desură, ca format eu vorbesc. Eu odiu cu Vreceane, dar vezi semnesc. Ca să semnați pe urmă, hai, hai să luăm. Asta e ceea ce include inclusiv unele chestii care nu puteți să le punem în acordul deschis. Ok, hai. De ce semnează acordul ăsta? Și noi înțelegem noi doi colicii, nu doar partea de secundă. Eu până asta primele, eu ne-am pus la zel. Și așteptăreau ei, PSRM-ul, noi tot, eu până asta în Federația Rusă. Așa. Păi și o salonă. Da. Ideal ca acordul, ce ieși în acordul ăsta, tot, dacă putem tot, dacă nu, cu excepția la un singur punct care e federalizat, să fie în acordul public, care să fie semnat din dumneavoastră și Greceană, astăzi. Atunci ăsta îl scriu confidențial. Da. Și punctul 2. Semnarea. Memorandum, acord. E interesant să se gândească în față. Memorandum între partidii așa. Partidii respectiv. Eu și Zinaida Greceanu. Greceanu. Așa? Partidii de pe și Zinaida Greceanu
Кто-то сделал шкуцинут. Максимум еще где пенсионер, если это свой публик. Окей. Публик, секундочку. Публик, организация. Публик. Это свой публик. Вот. Ку конценут идентик видорик. Ну, вы спус, как сентез гадо конценут идентик тот, как еще целом ку. Конценут. Конценут. Идентик. Ну, а в Москве, че и надежи, че сегодня, че из декордней? Identic și punctele care. Sau e insist și e care. Și e retor. Nu, e bine, eu înțeleg pe dânșa. Și așa Cozac mai tare este. Dar noi Cozac e în stat și am făcut altă formulare care i-a dat lui Sergiu, formularea care să fie în loc de federalizare. Ok. Hai să vedem. Cu conținut identic acordă cu posibilitatea substituirii. La un cuvânt să fie, da? La un punct, formularea. Atunci, am învățat să scrie punctul 2. Nu, și noi încă n-am convenit pe acordul ăsta până la locul ministerului, ceea ce insistă. Atunci, în locul cuvântului, locul de federalizare, eu pot de acord să scriu cuvântul, cum se ia? Особый статус. Ну, есть формулары. Предусматривает решение. Да, но наверное, мы с ним оплатим. Надо пойти на регистрацию. Сейчас скрим, боится сошаться с Сатардука. Вот, я сказал, что особый статус. Предусматривает широкий законодательный, исполнительный, распределительный, полномочия. Политический, экономический, да. Широкие. Широкие что? Законодательный. Нет, это исполнительно, распределительный, полномочия. Нет. Распределительный. Исполнительный распределитель. Стык позапределительный. Там как Кампала. И уж. Почему? Полномочия. В политическом, экономическом, социально-культурной сферах. В политической, экономической, культурной. Социокультурной сферой. Сферы. Если? Астрих пата. Опорвали. Да. Моя у ей, а номер ваша спичка. Министерство. Окей. А сегодня? Тот я был. Да, с этой телефон. Окей. Два, три. Министерство. Я у меня лицо сказал. Ну, Влад сказал, что у вас единое целое. Там, вы вместе. Какая разница? Покрасьте кого-то в красном. Потому что это нужно, этот МИД и МВД, для того, чтобы показать всем, что демократы пошли на то, что социалисты просили прав. А кажется, я думаю, все одно. И вас он чуть не Анига, какая формула будет у вас? Есть ли шинкеры? Где сейчас еще вас есть? Где трещи кайсы? Я не помню, у нас надо сын голосовать. А что первый год? Что у вас? Кажется, что вице-премьер не переинтеграли. Окей. Вице-премьер не переинтеграли. Реинтеграли. А министеру где аппарари? Это ничего не сделали. Да. Министеру. Аппарари. Аппарари. Министеру где экстерны? Министеру где экстерны? Что министерство деньги? Это защищенный человек, публик, делакар. Министерство деньги. Моя департия? Министерство финансов, пока. От целого агрикультуры, министерство агрикультуры. Моя мультимикса, у меня с Глобин Пейс, сейчас аппарат, когда мы дал чего, мы дал САС, хай мы не смешим потрясти. Ну, но и тут у нас еще и новый сепарат на Глобин Пейс, как профессионалы, мотовый газ, опять кисли с нами, у меня сепарат. Я не люблю сепарат, я люблю, а у нас стрим тот, pentru că, repet, tu ai o teorie, ta care te-a învățat undeva, numai nu în rană. Eu și eu, așează de și nu mai dați. Putem să facem toată lista, că eu vreau să vorbesc cu băieții și eu nu vreau să blefuiesc, să zic, eu deja vreau să scrim o dată ca să nu ai posibilitatea să mai vii și să mai zici ceva. Nu putem să facem toată lista până să știu. Este în acordă și însemna. Nu. Asta apare înseamnă că înainte este în acordă. Eu vreau acum să apară toate discuțiile. Tot obligațiile care eu le... Aici n-a să apară nimic. În acord n-a apară și ieșirea noastră. Bun, hai,
Ce am vorbit noi și ce consider că este ok să luați. Eu vreau să fac tot calculul. Dar e corect, este sau nu? Hai altfel, eu vreau să închiriez posibilitatea ca după fiecare semnare, după fiecare discuție, să mai adaug ceva. Am simplificat. Pentru că aia așa o chestie, o teorie. De acum, în ce și dat, am luat tot, am pus de parte, dar și mai dați. Nu fiind asta este mai rapidă distanță, că nu prea singur vrei să semnăm, să decidem, hai să nu mai țăcănim, să nu mai tragem, să nu mai îmblăm sub masă, nu să până la urmă scrie, că eu vreau să tot de distanță. Ok, на какой-то специфичный. Хай скажи, что это спикер. Так и есть на какой-то даст. Если есть тот же компетенс, то вообще есть СИС, шашам, не факт, если есть. С моей спины подат? Ну, не мое мне. Ну, не мое, если не мое мнение, если скажу, касса, я уже слабый, как мака, а два так мы боится. Я одинаково. И вот это, скажем, я сел силен с ляфли духа. И у меня станет не мимик. На не мимик, еще суны ясно, суны фрещи. Только не обвинт, certitudini cu sensul vin de la mostru, mie n-am putut să vorbesc. E logic și așa le-am înțeles. Pe că știe Sergei? Pentru că el l-a redactat. Unii chestii, unii, puțin mai multe, poate știe decât alții, ce votară cu mâna niște discuții și trebuie să iei chestia asta. Mai mult nu știe nimeni. Eu i-am urmărat tot la două, vreau să-i spun tot chestia asta. Dar nu pentru că ce zicem, da, ok? La două. O, da. Eu pot să-i strâng și la nimeni, că sunt șase oameni. Tot sunt din. Dar eu îi strâng înainte. Eu n-am probleme, eu râd distinct mai înainte, acolo și mă așa până și. Numai că eu vreau să-i spun totul și după ce mă întorc, și încă chestia asta, că e cum mă greșesc și încă chestia asta. Eu, hai să terminăm azi cu chestia asta. Dar eu trebuie să terminăm, sau o mai întâlnit. Este acord, mai întâlnit. Hai toate le scriu. Ia că eu, poate, vreau să scriu. Prima, pentru că chestia asta și mai este. Pentru că noi trebuie să-i facem chestia asta. Eu spun că asta e promisiunea noastră. Ulterior, a venit proba trădării numărul 2. Igor Dodon spune că Rusia promite să închidă dosarele penale deschise la Moscova pe numele lui Vlad Plahotniuc, dacă acesta semnează acordul de federalizare a țării. Tot aici, Dodon și Plahotniuc discută despre candidații la funcția de premier. Și ce nu o să trebuie să semnăm acordul ăsta să puneți cine e premier? Nu se pune, noi n-am dehnat discutat cu nimeni. Nu, când semnăm noi la două cu nevoastră. Da, noi avem trei candidaturi și acum am discutat. Voi doar cu mine aveți și aveți, că nu toate. Eu? Nu, voi, miserii meu, rușii. Nu, cine? Cine spune? Pe ruși. Care ești gata să vă primească noi toată la bute și să facă toate probleme? Cum să ar fi unul trebuie să eu am eu vom unic, eu spun să ieși, eu vom unic așa. Putin în față, ne-am zis. Pot mai iei licii garantii. Nu, poate el să mă invite încolo atât timp cât eu am dosare acolo. Eu vă spun ce mi-a spus Putin mie în ochi ieri. Eu n-am motiv să-l cred pe Putin. Игорь, передай Выходнику, что я приглашаю на следующей неделе с тобой вдвоем, чтобы мы сели, обсудили, как мы двигаемся дальше. Пусть не боятся, это под мои личные, кажется, под мои личные гарантии. Окей, девушка Маса, моя персона, ам, ам, амит интервес, ам, амит суспечение. În aceeași zi, moldovenii au aflat că Igor Dodon primește de la ruși lunar până la $1,000,000 pentru finanțarea Partidului Socialiștilor. Dodon îi spunea lui Plahotniuc că de la 1 aprilie finanțarea a fost oprită. Dodon a întrebat pe vicepremierul rus Dimitri Kozak în data de 6 iunie ce să facă mai departe cu banii. La rândul său, Kozak i-ar fi promis că va vorbi cu Vlad Plahotniuc ca să-i dea lui Dodon bani pentru partid. Acesta a reprodus discuția la temă cu Kozak. Finanțarea partidului. Да, pentru întreținere. Nu, хорошо. Порядок. Да, минут 6. Ладно, и 6 суток. Ну, 800 миллион в месяц. Ну, порядок. Прощай. Ну, я не просто. Вера себе. Прелесть. Сейчас, не допошу, что я вплотил нас при персонале, при персонале, по моих компаниях и акции. Нет, дальше еще такая для Ну, это рамбурбит, у него смешно. Да? Ну, у нас, например, в целях партии, но еще, кажется, мажорен понимает.
Igor Dodon și presa afiliată acestuia au încercat să convingă publicul că înregistrările ar fi false. Însă, fals s-a dovedit a fi doar așa zisul respect al lui Dodon față de țară și suveranitate. Într-o altă înregistrare video se aude și mai clar cum sluga lui Cozac spune cu subiect și predicat că primește bani de la ruși. Finanțarea partidului, care eu fie Ultima probă a fost publicată în data de 11 iunie. Igor Dodon dictează planul de federalizare al Republicii Moldova. Într-o discuție cu Sergei Yaralov, vicepreședinte PDM, Dodon explică pe puncte cum trebuie să fie formulată condiția federalizării țării. Acesta repetă de câteva ori că totul este coordonat cu Dimitri Cozac, iar prevederile exacte urmau să fie incluse în anexa secretă la documentul de formare a Alianței. Ce coincidență bizară, exact ca în 23 august 1939, când a fost semnat pactul Ribbentrop-Molotov și el conținea acel acord secret care prevedea cederea Basarabiei rușilor. După 80 de ani, suntem din nou în fața pericolului și din nou pericolul vine din est. Eu cred că noi trebuie să depisați pachetul acord secret. Da. Depisați. Da, Doni Игорь, говорит. И на каждой страничке подписаться. И мы должны его подписать закрыто и в конце где-то. Пишем. Есть точка. И в конце должна быть ссылка, что по пунктам таким-то, таким-то в публичном документе будет такая формулировка. У нас только один пункт, кроме министерства. У нас только один пункт. То есть в конце должен быть написано, что по пункту такому-то, с листа первого, в публичном документе будет следующая формулировка. И вот формулировка. Предпринять совместные усилия для реинтеграции страны на основе предоставления Приднестровскому региону особого статуса в составе Республики Молдова, предусматривающего широкие законодательные, исполнительно-распределительные полномочия. Сейчас, особого статуса в составе Республики Молдова. Предусматривающего широкие законодательные, запятая, исполнительно-распределительные полномочия. Вот Козак мне диктовал, когда я сказал, что можно федерализацию писать. Исполнительно-распределительные полномочия в политическом, экономической, социокультурной сфера. Мне кажется, нормально. Я бы оставил просто особого статуса. Серега, это принципиально. Да, я Я же не... Это принципиально. Да, и там, где тристоронние переговоры,
вы написали, да? Добавить с целью сохранения полноценных торговых и экономических отношений с Российской Федерацией и странами СНГ. Ну, логически. С целью... Надо писать. Да. С целью сохранения полноценных торгово-экономических отношений с Российской Федерацией и странами СНГ. Спасибо. И оставь, как мы написали изначально по пропорциональности. Рассмотрим возможность обсудить то, чтобы вы поменяли в чем. Приступить к изучению движения возможности изменения взгляда цены функционального изменения следующей жертвы права. Ты на цели изучения взял 25 прописан в этом документе. Слушай, о чем блок? Так это согласовано уже. К следующему очередному парламентским выборам обсудить изменение избирательной системы на пропорциональную точку. Согласована последняя редакция, которую будет передать сейчас в правах. Ну это согласовано с Козыком. Ты согласовывал с Козыком измененное слово федерализация. Значит, тебе это надо измененное слово. Надо же прав. Мы будем доказывать, что это невыгодно тебе. Ты увидишь. Ты увидишь, что это тебе самому не нужно. Надо меня убеждать в этом. Я тебе говорю, что есть вещи, с которых можешь сломаться. Есть за это выбор? Ну, окей. Подымешь в этот вопрос тоже. Я не могу. То, что первое сказал, я могу, а это подымет. Хорошо. Сердце совсем. Они тоже уверены, что не подпишут. Пусть. Jur să respect Constituția, independența, unitatea și integritatea teritorială a Moldovei. Independența, unitatea și integritatea teritorială a Moldovei. Dar noi Cozăchie, de la noi stați un alt formulare, cu excepția la un singur punct care federalizare, să fie în acordul public. Statalitatea, suveranitatea țării nu sunt și nu pot fi subiecte de discuție. Statalitatea, suveranitatea țării nu sunt și nu pot fi subiecte de discuție. И вот формулировка. Вот Козак мне диктовал, когда я сказал, что можем федерализацию писать. Вы актина нумели попорлы. Вы лупта алету де попор. Пируш. Харизгата сам примесит на это, а вы будете же складывать проблемы. Путин он пац не взыск. Под мои личные гарантии.